Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele. Eu sunt foarte bucuroasă pentru voi, pentru toți, că vă plac exercițiile fizice pentru față și, în general, exercițiile fizice, yoga, măștile care le public. Mă bucur foarte mult. Pentru cei care sunt pentru prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați. Dacă vreți să primiți notificări pentru toate filmulețele care le public, activați clopoțelul. Pentru cei care încearcă să-și spună părerea despre ceea ce public eu, scrieți în comentarii, dați like sau dislike, scrieți comentarii dacă vă place, dacă nu vă place. Primim toate sugestiile și dorințele voastre în comunitatea noastră. Eu mă bucur pentru voi și dacă voi v-ați ales programul Anti-îmbătrânire, Anti-Age, cu o multitudine de proceduri, de proiecte, atunci vă îndemn la exercițiile fizice, la yoga, la măști, la măștile de înălbire, dacă v-ați făcut peeling-uri, dacă ați intrat în programele de înălbire a tenului sau vreți să slăbiți, nu contează ce proiecte v-ați pus în fața voastră, dar vă îndemn și vă provoc astăzi să începeți cu mine, fiindcă se termină, iată, astăzi, 1 februarie și începe, de la 5 se începe o lună nouă și bine să începem și noi proiecte, să ne punem în fața noastră proiecte mari și multe, multe proiecte. De aceea vă îndemn la acest proiect al vostru, la programul vostru de anti-îmbătrânire, să vă alăturați cu mine împreună ca să facem, pe lângă exercițiile care le-am făcut până acum, să mai adăugați în rutina voastră de îngrijire și niște mișcări sau niște tehnici de înlăturare ridurilor la gât, a ridurilor nazolabiale și la frunte. Sunt foarte simple, foarte ușor de făcut și atunci puteți în zi să vă introduceți în rutină și exercițiu fizic, și o mască de hidratare, de hrănire sau de înălbire, și aceste tehnici de diminuare a ridurilor de la gât, nazolabiale și a frunții. Și tehnica aceasta se numește tehnica de pișcătură. Și dacă corect cum să apucați, doar apucăm pielea, fiindcă noi vom lucra cu pielea. Exercițiile fizice lucrează la nivelul mușchilor, acum vom lucra cu pielea. Pentru cei după 35 de ani, vă îndemn să adăugați în rutina voastră, în regimul alimentar și folosirea nutrienților, de profilaxie a osteoporozei, fiindcă aici avem și oasele care sunt supuse osteoporozei, calciu, glucozamină, ce aveți voi acolo în sunducul vostru familiar de sănătate. Și dați să începem să nu pierdem timpul așa. Și când vă introduceți așa un proiect de anti-age, alăturați și adăugați și aceste mișcări de pișcături, ca timp de o lună împreună, dimineața și seara, vom face aceste tehnici. Ca mai apoi să ne spunem părerea, lucrează, nu lucrează. Vă îndemn doar să pișcăm, iată, vedeți cum este falanga. Nu cu falanga, dar chiar cu pișcătură foarte, foarte micuță. Iată, cam așa. Nu așa să apucați cu falanga, dar chiar pișcătură micuță, micuță. Și dați să vedem, să alegem ridurile cele. Am aici la mine cele mai două, așa mai lungi. Începem de la centrul gâtului, de la linia centrală a gâtului. Perit, pișcăm mărunt, mărunt. Dați să începem să vedem câte pișcături facem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și fixând aici, fixând pielea, trecem cu degețelul. Facem 3 reprize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trecem înapoi, netezim, 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 netezim pentru a relaxa. și încă a treia oară, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne ducem până la marginea zonei cervicale și înapoi. Și mai căutăm aici un rid, unde este, mergem la fel. În primul rând, pișcăturile acestea stimulează circulația sângelui, stimulează procesele metabolice, stârnesc sinteza de colagen și de elastină, pun în mișcare și revigorare, revigorează pielea. Pielea care cu vârsta devine lenoasă, ea este apatică. Și atunci noi stimulând și înapoi. Stimulează circulația sângelui, procesele metabolice, sinteza colagenei, fibroblastelor și revigorează pielea dimineața și seara. Sper că în combinație cu măștile, cu exercițiile fizice și această tehnică de pișcături ne va aduce folos. Dați și zona nazolabială, de la marginea, de la ovalul, de la conturul feței în sus pișcăm, pișcături foarte mărunte. Dați să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici și la frunte la fel, la fiecare individual. Avem cute, avem riduri și pe fiecare rid pișcăm de la centru spre periferie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puteți să faceți și masaj, netezire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fixăm și netezire. 3 reprize, 3 repetăm de 3 ori. La mijloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Netezim. Vă voi atașa filmulețele, cum să combatem ridurile pe frunte, cum să menținem ovalul feței, tot playlistul cu exerciții fizice și sper să vă îndemne, să vă motiveze, să vă alegeți ce vă este mai bine pentru voi, ceea ce vă aranjează pe voi, să încercați orice metodă, să încercați și alegeți, fiecare alege individual metoda sa dorită. Vom controla o dată la săptămână. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și cu drag de voi. Dacă aș putea să vă transmit aceste floricele, uitați-vă ce frumușele. Chiar astăzi dimineața m-am sculat de dimineață, am meditat la lumnărică și am meditat și la această floricică și mi s-a părut că fiecare din voi, fiecare petală, e o Viviana, e o Gabrielă, e Mariana, e Dana, e Estera, Monica. Mi se păreau că fiecare petală din aceste flori sunteți voi, dragile mele. Mă bucur pentru adolescenți, pentru domnii care urmăresc canalul Frumuseții Vârstei Elegante și le doresc sănătate și voie bună pentru a aplica în practică ceea ce se publică la acest canal. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe luni la o mască de înălbire în jurul ochilor. La revedere!